Gorjanul în vârstă de 46 de ani a urcat în trenul care circula pe ruta Târgu Jiu-Craiova. După ce trenul s-a pus în mișcare, a vrut să coboare. A fost agățat însă de scara vagonului. Un călător care a văzut întreaga scenă a alertat poliția prin serviciul 112. Am fost sesizat telefonic prin apelul 112 cu privire la faptul că o persoană de sex masculin a fost accidentată de un tren. Vom efectua verificări în continuare, în vederea stabilirii împrejurărilor în care a avut loc acest accident. O ambulanță a transportat victima la spitalul din Târgu Jiu, unde medicii au constatat că bărbatul avea brațul dislocat. Pacientul a fost adus pentru traumatisme multiple prin accident de circulație, practic un accident feroviar. De mari probleme pune brațul drept. Locul în care s-a produs evenimentul este cunoscut pentru numeroasele accidente ce au avut loc aici, mărturie fiind crucile ridicate în memoria celor care și-au pierdut viața în accidente de tren.